așa cum cunoașteți, urmarea notificării din data de 9 iulie, prin care sindicatul ATSR își anunța intenția de a declanșa greva de avertizment la nivelul era Romața, în data de 15 iulie, astăzi, între orele 11 și 13 local, având în vedere poziția inflexibilă a sindicatului ATSR pe timpul negocierilor, manifestată ulterior în legătură cu rezolvarea celor 14 revendicări care au stat la baza declanșării conflictului colectiv de muncă, noi am notificat sindicatul că propunerile făcute de către Comisia de Negociere a Patronatului în data de 26-6 rămân fără obiect, urmând ca părțile să negocieze punctual fiecare din cele 14 revendicări care au stat la baza conflictului colectiv de muncă. Domnul director Gace, poftiți. În esență, pe timpul negocierilor, noi am căutat să dăm dovadă de flexibilitate și să încercăm să ajungem la cât mai multe din aceste revendicări, da? Nu avem timp să le luăm punctual acum, dar vă spun că unele dintre ele exced prevederilor legale. Și atunci, în poziția noastră, am spus, ok, ne retragem toate propunerile noastre, acceptăm toate solicitările dumneavoastră cu condiția ca acestea să fie conform prevederilor legale și conform hotărârilor Consiliului de Administrație. Punct. Această notificare am făcut-o din data de 26 iunie. Am continuat să negociem, poziția a rămas la fel de inflexibilă, ori acceptați cum vă cerem noi CCM-ul 2014-2015 și doar să ștergem anul, să trecem 2015-2016, ceea ce nu se poate, în esență, li s-a explicat de mai multe ori. Romața funcționează acum pe baza ordonanței de urgență 109, are un manager care are aprobat un plan de management de către Consiliul de Administrație, un plan de management care prevede în primul an reorganizarea instituției, eliminarea paralelismelor, eliminarea premiilor de corupție și eficientizarea managementului. Am primit din partea Ministerului Transporturilor o adresă prin care astăzi, la ora 16, suntem invitați împreună cu partenerii sociali la o conciliere la sediul Ministerului Transporturilor. Ne vom prezenta acolo. Același lucru ni l-a confirmat și partenerii sociali. I-am notificat pe dumnealor printr-o adresă oficială că un calcul estimativ a acțiunii revendicative de astăzi, greva de avertizment, este vorba despre neîncasări de 250.000 de euro, plus, ulterior, nu pot fi calculate anumite solicitări din partea companiilor aeriene care au fost afectate, aeroporturilor, pasagerilor și așa mai departe. Totodată vreau să vă spun că tot în cursul zilei de astăzi am primit o notificare din partea domnului Pârvu Marcel, ales președinte al Consiliului de Administrație al era Romața în ședința din 31 martie, în care ne aduce la cunoștință demisia dumnealui din funcția de președinte al Consiliului de Administrație al CA Romață. Domnul Marcel Pârvu rămâne însă membru provizoriu în Consiliul de Administrație. În esență, cam acestea sunt lucrurile. Vreau să vă spun că am avut observatori din cadrul Inspectoratului Teritorial al Muncii, conform prevederilor legale, au fost doi observatori. Unul dintre ei a fost în sala de dirijare, celălalt a fost cu Comisia de Negociere a Patronatului. Aceștia au fost exact, au intrat în Romață la ora 11 și au ieșit la ora 13. Traficul a fost asigurat în proporție de 33,3% și în continuare lucrurile și intră în normal. Dacă dumneavoastră aveți întrebări, vă rog. Vă rog să vă prezentați ca să știu cine sunteți și cu cine vorbesc.
Vă rog. De ce puneți rău înainte? Așa vă place să puneți în general sau... Eu sunt un tip optimist. Vă rog, scuzați. Da. Și această întrebare mi-o adresați mie? Păi nu patronatul este în grevă. Sau a fost în grevă de advertisement. Eu tocmai vă explicam mai devreme că patronatul a făcut și face tot ce depinde de el ca să poată să vină în întâmpinarea solicitărilor. În momentul în care veți avea cele 14 revendicări și le veți analiza pe fiecare, atunci cred că ați putea să-mi puneți o întrebare mai la concret. Vă rog. O singură întrebare, vă rog. Mai sunt și alți colegi de la alte televiziuni. Vă rog. Asta a fost până astăzi la ora 11. Asta a fost până astăzi la ora 11. I-am notificat că începând cu ora 11 astăzi, ceea ce am oferit noi rămâne fără obiect, odată ce s-a ajuns la continuarea și escaladarea conflictului, și atunci revenim și discutăm pe fiecare din cele 14 revendicări, punct cu punct. Ceea ce mi se pare corect. Vă rog. Vă rog. Cuvântul premize l-ați auzit când am declarat că luăm camerele. Vorbeam premize de paralelisme vorbeam. Păi la asta, de exemplu, paralelisme. Adică la etajul 2 financiar, la etajul 4 financiar, la etajul la parter personal, la etajul 4 personal, la etajul 1 serviciu de achiziții, la etajul 4 serviciu de achiziții. Uitați că de la 1 martie nu mai avem aceste paralelisme. V-am dat un exemplu. Vreți să vă mai dau și pe al doilea? Director la soție și la fică. Vi se pare normal? Nu din cauza asta. Întrebați-i pe dumneavoastră din ce cauză. Scuzați-mă? Vă rog. Păi am luat măsuri de la 1 martie. Nu mai sunt aceste premize. Dar e Dar de ce vreți să știți dumneavoastră strategia noastră? Încă suntem în negocieri. Vor stabili organele statului de cât a fost legală sau cât a fost altfel. Se va analiza pe procedură, se va analiza pe fond fiecare revendicare în parte. Deci, deocamdată analizăm pașii de urmat. Vă rog. Sindicatele au prezentat această cutie. Așa. Adică o oră și... 105.000. Și bancul în valoare de 2 milioane de euro. Este o cutie pe care ei au prezentat-o în presă. Da. Depinde la ce dată și la ce moment. Are pe ea confirmarea primirii de către secretariat, cum are asta? Dacă vorbim despre azi, 14.07.2015, da? 14.07.2015, imediat. Să le găsim aici, le avem pe toate. Da. Nu mi-arătați mie această hârtie, doamnă, că eu nu știu ce hârtie aveți. Pentru ca să știți ce știți, dumneavoastră, că știți cum este. Fiecare cu hârtiile noastre. Eu vă spun că hârtie la care vă referiți dumneavoastră, de 2,5 milioane, noi avem notificare cu semnătură de primire din partea secretariatului sindicatului ca aceasta, da? Și care a fost astăzi, și cred că aceasta este, în care se spune că 10.000 de minute și 250.000 de euro. La acestea se pot adăuga sumele aferente despăgubirilor solicitate de aeroporturile și companiile aeriene afectate de acțiunea dumneavoastră. Da? Deci 250.000 de euro este o estimare, 10.000 de minute. Am primit Diana Diaconescu 15.07.2015, 9.50.
trimisă către ei, de unde știți? Către doamna, eu nu intru în contradicție cu dumneavoastră ceea ce vreți să realizați dumneavoastră acum. Aveți grijă, nu știu de unde aveți și ce aveți, s-ar putea să aveți un document care nu corespunde realității, s-ar putea să fie un document în lucru, care n-a plecat de la mine din birou, da? Aveți grijă ce documente prezentați, eu vă prezint document exact de la sindicate, am primit, repet, Diana Diaconescu, secretara ATSR, 15.07.2015, ora 9:10. Uitați aici. Dar nu mi-arătați documente primite, nu știu, prin ce surse sau astea, că nu le luăm consultat. Altcineva, vă rog? Cum vedeți rezolvarea acestei probleme? Urmează această conciliere la Ministerul Transporturilor. Eu cred că suntem foarte aproape. Și e bine să spunem lucrurilor pe nume, așa mi-a plăcut întotdeauna, așa este formația mea. La Romața este un moment de cotitură acum, da? De unde către unde se mută puterea, da? Vreau să vă spun că Sindicatul Controlorilor de Trafic este un sindicat puternic, da? Un sindicat care și-a obținut de-a rândul anilor foarte multe prerogative, repet, în fostul contract colectiv de muncă, care a expirat deja, din data de 31 mai, unele prevederi de acolo excedeau prevederilor legale. Eu nu vreau să intru în amănunt. Ar trebui să detaliem? Păi sigur că da, dacă vreți detaliem despre fostul contract colectiv de muncă care nu mai există. Vreți să vorbim de ceva ce nu mai există. Eu vă dau un singur exemplu. Prevederea legală spune că anumite decizii să iau cu consultarea și cu informarea partenerului social. Credeți că este o schimbare de esență că în CCM, care a expirat, în loc de informare, consultare, este trecut avizul și acordul? Întrebați-mă, unde e decizia? Eu cred că la manager nu. Nu știu ce au spus sindicatele, de grevă generală n-am fost notificați, însă eu cred că dacă fiecare ne așezăm pe pozițiile noastre de parteneri sociali, și o să-mi reproșesc că vă spun mereu lucrul ăsta, egali, deocamdată nu am fost egali, da? Încercăm și facem pași și eforturi să devenim egali, eu cred că suntem foarte aproape dacă ne respectăm și ca tonalitate și ca mod de adresare, dar și ca poziție în care fiecare avem obligații și atribuții, eu cred că suntem foarte aproape să încheiem un contract colectiv de muncă foarte bun. Vreau să vă spun următorul lucru. Cred că și acum când vorbim să mai dau examene de angajare, pentru că numai ultima perioadă, directorul tehnic mi-a propus organizarea unor concursuri pe protecția navigației rănei ingineri, cred că 4 sau 5. De obicei, ele se repetă pentru că exigența este mare, deci n-aș putea să vă spun că, și n-aș fi sigur, zilele trecute a avut concurs de meteorolog, de exemplu, și din toți candidații n-a luat niciunul. Am mai avut acum câteva luni de zile un concurs pe o funcție legată de operațional, ceva pe proiectarea spațiului aerian, s-a prezentat candidat, n-a luat. Deci aici lucrurile sunt într-o permanență dinamică. Dar vreau să vă spun, concerieri colective sau individuale nu s-au făcut de când am venit eu de un an de zile? Ce ați descoperit? Așa. Ce s-a întâmplat la cele de păi vorbeam de paralelisme structurale, dar eu nu vorbeam de oameni care erau oameni în plus. Da? Două financiare, două personale, oamenii lor, vă poate confirma directorul economic, oamenii ei lucrează împreună acum și lucrează mai bine. Da? Nu-și mai fac hârtii între ei. Da? Da, structură. Dar cei care erau dintre ei, cei care erau cum? Nu mai sunt în conflict. Nu mai sunt în conflict. Nu mai sunt în incompatibilitate, da? Ce simpatic. Lucrează în altă parte, nu mai sunt subordonați tatălui sau soției. Nu sunt mutați. Funcție de competență au fost încadrați odată cu noua structură organizatorică de la 1 martie. Da, vă rog. Nu,
Nu mi-a spus nimic, absolut nimic. Uitați, v-am citit exact, nici din motive personale, nici din alte motive, dar dânsul a rămas în Consiliul de Administrație provizoriu. Că dânsul este din partea Ministerului Transportului, lucrează în direcția transport aerian. Înțeleg că s-a organizat săptămânile trecute din nou concurs pe funcțiile rămase libere sau chiar acestea provizorii, pentru că provizoratul mi se pare că, conform ultimilor modificări ale 109, nu mai poate fi mai mult de 90 de zile și lucrurile evoluează. Ia spuneți. Vedeți, dumneavoastră, aici lucrurile se desfășoară profesionist. În momentul ce am fost notificați de către sindicate, noi am notificat Eurocontrolul. Eurocontrolul, pentru că în aer nu se poate declanșa un haos. În aer totul este planificat. Eurocontrolul și-a luat măsuri de flow control, deci de control al fluxurilor de trafic aerian, în așa fel încât să asigure 33,3. După informațiile mele neoficiale, asta s-a asigurat mai mult decât 33,3. Îmi spunea unul dintre directori. Îl văd acum și pe domnul director operațional, vă rog să poftiți, domnul director al Departamentului Servicii de Navigație Aeriană, domnul Adrian Șerban, și chiar l-aș ruga pe el să spună. Eu am impresia că delay-urile respective și întârzierile nu au fost la 33%, ci avioane afectate, și dumneavoastră vă referiți aici la anumite întârzieri, au fost rerutate din start. Din start de către Eurocontrol, da? Rerutate cele care au survolat, iar decolările și aterizările mi-au spus și m-au informat că am 50%, deci nu numai 33%, cam 50% din aeronave au fost dirijate, cele care au decolat și aterizat. Însă procesul continuă, pentru că se lucrează profesionist, nu poți să lași o aeronavă care vine, să-ți vină în spațiu aerian și să-i spui întoarce-te înapoi. Deci ele nu... Se stabilește, se dau sloturi, astea sunt deja chestii de specialitate pe care loc pe domnul director Șerban să le dezvolte. Vă rog. Da, deci, practic, a fost mai mult de 33%. În mod special în a doua oră, când s-a ajuns până la 52-54% din trafic dirijat. La cele care au aterizat și au decolat, altceva în plus față de ce a zis domnul director general. Cu cine, dacă îmi permiteți, cu cine discutați la Ministerul Transporturilor? Medierea, cine o face din partea Ministerului? Noi am primit adresa semnată de domnul secretar de stat responsabil de aviația civilă. Dați-mi de acum, mă uit. Cu stimă secretar de stat Virgil Dragoș Titea. Ne puteți da o cifră totală de avioane, aeronave care au fost afectate? Am înțeles în procente care au autorizat. Păi eu vă pot da un răspuns și să calculați dumneavoastră. Eu vă spun că în medie, în perioada asta anului, tranzitează cam în jur de 2400-2600 de avioane în 24 de ore. Deci media este de 100 de aeronave pe oră. Calculați dumneavoastră. Au vârfuri, de exemplu, nu poți compara traficul de la ora asta cu traficul de noapte, de exemplu. Și atunci ora 8 UTC, 10 UTC, care înseamnă orele 11-13 local, este un trafic mediu către ridicat. Mediu către ridicat, de acolo începe să crească. După ora 13 în special.